Bună ziua, dragi prieteni! Vă mulțumim pentru interesul manifestat față de evenimentul de astăzi și vă mulțumim că sunteți alături de noi la primul eveniment live cu Agenția de Guvernare Electronică, organizat în contextul campaniei de comunicare 10 ani de guvernare în Republica Moldova. Webinarul de astăzi inaugurează seria de evenimente live de acest gen, dedicate unui deceniu de activitate a Agenției de Guvernare Electronică, care vor putea fi urmărite în fiecare zi de marți, la ora 10, exact în acest mod, cum ne urmăriți acum pe pagina de Facebook, pe portalul prevex.eu. Deci, evenimentul va dura aproximativ o oră, o oră și jumătate și vom încerca să explicăm niște noțiuni la prima vedere complicate, dar în mod accesibil și clar. Deci tema webinarului de astăzi este guvernare electronică pe înțelesul tuturor. De fapt, este tema care reprezintă esența campaniei noastre, ceea ce spuneam și mai devreme, deci de a informa publicul larg despre procese complexe, dar explicate clar și accesibil, astfel încât oricine dorește să interacționeze cu instituțiile statului să o poată face inteligent prin intermediul serviciilor electronice. Vă invit în continuare să-i cunoașteți pe colegii mei, pe specialiștii Agenției de Guvernare Electronică, care vor explica principiile de bază ale reingineriei și transformării digitale, dar și vor veni cu informații consistente și instrucțiuni privind deci, utilizarea serviciilor electronice de semnătură electronică și serviciul electronic de identitate. Așadar, primul vorbitor va fi Vlad Manuil, șef Direcției Servicii Platforme, și se va alătura pe parcurs Artur Reboi, arhitect sisteme informaționale, șef al Direcției de Analiză și Proiectare. Vlad, te rog, ai legătura. Da, microfonul trebuie să inclus. Bună dimineața tuturor! Stimați colegi, prieteni, privitori, îmi face o deosebită plăcere să inițiez eu seria aceasta de prezentări. Astăzi vom vorbi despre ce înseamnă guvernarea electronică și care sunt constituentele de bază ale acesteia și cum utilizăm instrumentele de guvernare electronică pentru a face serviciile pe care noi cu dumneavoastră împreună le utilizăm mai accesibile și mai prietenoase pentru toată lumea. Deci pornim de la bun început. Ce înseamnă guvernarea electronică? Ce este guvernarea electronică? Da? Și în același timp vreau să demasc un mit care spune că e-guvernarea este despre guvernare electronică. De fapt, pentru noi, e-guvernarea este despre o guvernare eficientă. Și anume, eficiența asta vine din utilizarea instrumentelor IT, da? A sistemelor informaționale, a automatizărilor. Deci și această eficiență se transpune pentru oamenii de rând, prin servicii publice, calitative, prietenoase, accesibile, atât online cât și offline, poate vă întrebați ce are guvernarea electronică cu serviciile offline, dar cu folosind sisteme informatice, folosind schimb de date, folosind mecanismele guvernării electronice, putem chiar să facem serviciile mai comode și mai prietenoase și pentru cei care utilizează canalele obișnuite de prestare serviciilor. Da, de exemplu, dacă chiar decideți să mergeți la ghișeu, nu o să aduceți tot pachetul acela de documente, pentru că în spate autoritățile fac schimb de documente între ele. Nu va trebui să mai faceți un drum să aduceți confirmarea de plată, pentru că autoritatea va fi capabilă să-și dea seama când dumneavoastră ați achitat și așa mai departe. Eficiența guvernării se atinge și prin instituții guvernamentale eficiente, orientate pe cetățeni, da? Acele procese de business din spate, procese de lucru din spate, sunt și ele mai eficiente, nu urmează paradigmele din secolul 20. Și nu în ultimul rând, guvernarea electronică este o guvernare participativă și transparentă, adică rolul dumneavoastră ca și cetățeni este unul activ, unul de implicare în modul cum aceste servicii vor arăta, nu unul pasiv, doar de consumator. Mai departe vreau să merg un pic peste domeniile strategice de intervenție a e-guvernării. E-guvernarea este un domeniu foarte vast și acoperă
foarte multe aspecte și domenii. Cele selectate aici sunt cele care le-am ales noi la Agenția de Guvernare Electronică ca fiind cheie pentru dezvoltarea țării în acest sens. Da, vedem aici guvernare deschisă, ce vă mai spuneam, canale moderne de acces, inovații, securitatea informației. Da? Deci tot ce aici facem este securizat prin proiectare. Cloud-ul guvernamental, reinginerie serviciilor publice, interoperabilitate și altele. Da, deci acestea toate sunt domeniile strategice pe care lucrăm împreună. Câteva principii de bază, da? Cum vă spuneam, securitate prin proiectare. În tot ce aici facem ne gândim la securitatea informației și securitatea tranzacțiilor. Asta aduce încredere în serviciile electronice și sporește și utilizarea și adopția lor. Interfața mobilă implicită. Momentan avem o diversitate foarte mare de mecanisme și de instrumente prin care se pot accesa sistemele și serviciile electronice. Da, de asta interfața trebuie să fie comodă și ajustată tot timpul la dispozitivul pe care îl folosim. Fie el computer desktop, laptop, tabletă, telefon mobil sau altele. Portabilitatea conținutului. Nu de foarte puține ori ne-am pomenit cu faptul că utilizăm niște sisteme învechite care nu permit la un moment dat migrarea conținutului dintr-o bază de date în alta, dintr-un sistem în altul și atunci suntem prizonierii tehnologiei în loc să folosim tehnologia în avantajul nostru. De asta portabilitatea este foarte importantă, ca să putem face salturile astea tehnologice care se întâmplă odată la câțiva ani. Datele deschise sunt un principiu de bază al nostru, adică majoritatea datelor pe care le deține statul sunt date nepersonale, sunt date cu acces public și noi credem că ele ar trebui și trebuie să fie deschise și facem toate eforturile ca să aceste date să fie disponibile prin mai multe canale. API-urile este un termen mai tehnologic care înseamnă acel consum de date prin niște interfețe tehnologice între două sisteme informatice. Noi credem că și aceste API-uri trebuie să existe în primul rând ca să fie posibilă comunicarea între mai multe sisteme. Sistemele nu mai trăiesc în izolare, nu mai există în izolare cum erau decenii în urmă. De asta trebuie să avem API-uri peste tot și să le utilizăm atât de către sectorul public cât și de sectorul privat. Cloud-ul ca primă opțiune, da? Deci Agenția de Guvernare Electronică a implementat un sistem de nori informatic sau cloud computing, cum îi spune în engleză, care permite autorităților să-și găzduiască toate sistemele informatice și resursele informaționale în acest cloud, fără a achiziționa echipamente de server, fără a-și bate capul de personal calificat care să administreze aceste servere, pentru că de multe ori se găsea buget pentru servere, dar nu era buget pentru personal sau nu era buget pentru upgrade-ul la serverele astea, sau dacă cumpărai servere nu-ți mai ajungeau bani pentru servicii. Și atunci Agenția de Guvernare Electronică a încercat să preia această povară de pe umerii instituțiilor publice și să ofere acest cloud ca primă opțiune. Ce înseamnă cloud-ul ca primă opțiune? Înseamnă că în primul rând se va considera instalarea sistemelor în cloud, decât dacă există careva constrângeri de ordin tehnologic sau de ordin, știu, de protejare a cărorva date cu sensibilitate foarte înaltă. În acest caz se va considera și alternative la cloud. Partajarea implicită. Asta înseamnă că tot ce aici noi facem este disponibil pentru reutilizare de către alte autorități și de către sectorul privat și cetățeni. Acestea sunt principiile cu care am pornit în 2010 și ele sunt valabile și în ziua de astăzi. Și mai departe vreau să mergem puțin să discutăm despre infrastructura de guvernare electronică sau acele constituente ale guvernării electronice, da? Trecând din mediul offline în mediul online, avem nevoie de niște componente speciale. Prima din ele este cea de securitate și identitate. Da? Deci, în primul rând, trebuie să știm cu cine avem de face la capătul celălalt, da? Cu cine interacționăm de la distanță. Neavând certitudinea că facem tranzacția cu persoana potrivită, nu o să putem presta serviciu calitativ. Semnătura electronică este cea care oferă încredere în relațiile dintre stat și cetățeni, relațiile între stat și business, între business și business, între cetățean și business și așa mai departe. Da? Deci un document sau o înregistrare semnată electronic are aceeași
valoare juridică ca și un document semnat olografic, semnat pe hârtie. Colegul meu, Artur, o să vorbească un pic mai detaliat despre aspectele acestea de identitate, pentru că, într-adevăr, ele sunt de bază în guvernarea electronică. La fel de importante sunt și aspectele de plăți electronice. Ce folos este că avem un serviciu electronic dacă pentru a achita trebuie să mergem să stăm în rând la bancă, da? Deci de asta avem nevoie de plăți electronice care să integreze pe cât posibil toate acele modalități de plată existente, astfel încât cetățenii să aibă libertatea de a le utiliza pe cele care le sunt mai comode. Adică ce am încercat noi să facem, nu să impunem un model, da? De exemplu, toată lumea plătește cu carduri sau toată lumea plătește cu internet banking, dar toată lumea plătește, fiecare plătește cu ce este mai comod și noi asigurăm această concurență liberă între metodele de plată. Mesagerie electronică, iarăși, este un constituent foarte important pentru guvernarea electronică, pentru că ea permite la orice pas să menținem comunicarea cu cetățenii, cu business-ul în ceea ce privește tranzacțiile electronice. Da? Notificăm prin canale diverse, cum ar fi e-mail, SMS, dar și mesagerie mai nou, mesagerie instant, cum ar fi Telegram sau altele. Da, notificăm, de exemplu, despre recepția cererii, despre prelucrarea cererii, despre decizia pozitivă sau negativă de aprobare sau respingere a unei cereri și așa mai departe. Despre asta este mesagerie electronică, adică acea comunicare constantă ca omul să aibă încredere că va primi serviciu electronic. Pentru că din sondajele noastre, o bună parte din cetățenii care declară că nu folosesc servicii electronice, menționează că nu au încredere că vor primi rezultatul. Da? Deci acest modul de mesagerie electronică este cel care va oferi acea comunicare și încredere sporită că totuși cineva lucrează la cererea lui electronic, chiar dacă el nu a văzut niciodată persoana respectivă. mCloud-ul este acea infrastructură de găzduire a sistemelor informatice și ea este foarte importantă pentru că avem cetățeni și utilizatori de produse de guvernare electronică peste tot în lume. Da, pe toate fusurile orare și atunci nu mai putem să ne permitem să operăm în regimul de la 8 la 5. Dar trebuie să lucrăm 24 din 7 și să asigurăm fiabilitatea acestor servicii electronice. mCloud-ul anume permite să facem acest lucru într-un mediu securizat și performant. Schimbul de date este alături de identitatea electronică unul din acei piloni de bază ai guvernării. Ce înseamnă interoperabilitatea și schimbul de date? Înseamnă capacitatea sistemelor de a face schimb de date între ele în beneficiul cetățeanului, a instituțiilor publice, a oamenilor de afaceri. Da, deci în loc să aducem noi seturi, pachete de acte confirmative care să confirme faptul că suntem eligibili să depunem o cerere, să primim un serviciu, o indemnizație, o alocație, ceva, instituțiile statului schimbă date între ele pentru a proba aceste condiții de eligibilitate și a oferi serviciu în eventualitate doar cu identificare, la prezentarea buletinului sau la identificare electronică, ca noi să știm cu cine avem de face. Livrarea este iarăși un modul important pentru că el este cel care închide lanțul prestării electronice a serviciului. Da? Deci dacă avem modul de depunere a solicitărilor, avem modulul de plăți electronice, modulul de mesagerie, dar nu-l avem pe cel de livrare, iarăși înseamnă că trebuie să facem o deplasare la sediul, la ghișeul prestatorului sau în eventualitate chiar prin alte modalități, dar trebuie să facem un drum. De asta modulul de livrare vine și el să ajute la prestarea cap-coadă a serviciilor în mod electronic. Și ultimul, dar nu cel din urmă, constituent a unei guvernări electronice de calitate este modulul de suport clienți. Da? Deci cetățeanul trebuie să aibă mecanisme de a solicita și a primi ajutor de-a lungul întregului lanț de prestare a serviciilor electronice, fie că vrea să se autentifice, fie că vrea să depună o cerere, fie că vrea doar să se documenteze sau să raporteze o problemă, poate să o facă cu acest suport clienți. Și viziunea noastră este că să avem un modul de suport clienți unificat, astfel încât cetățenii să nu se piardă între numere de telefon a diferitor instituții guvernamentale, dar să poată apela la un număr care o să le rezolve problemele. Și
Iată, dacă ne gândim la un serviciu electronic, majoritatea dintre ele au toate constituentele astea, da? Deci nu este doar acel formular electronic cu care poate ne-am obișnuit să-l vedem în browser. Dar dacă facem un pas înapoi, o să ne dăm seama că și această, privire nu este una completă, da? Deoarece la bază stau acele echipamente hardware, da? Avem nevoie de servere, avem nevoie de spații de stocare, de echipamente de rețea, de echipamente de asigurare a securității informatice. Avem parte de software care include sisteme de operare, care include mecanisme de securitate, baze de date, aplicații middleware care fac legătura între diferite module și în sfârșit avem acele servicii electronice pe care le așteptăm. Dar pentru ca să beneficiem de ele mai avem nevoie de conectivitate și mai avem nevoie și de personal de suport care să asigure că aceste servicii lucrează non-stop și la parametrii de calitate. Deci vedem că e-serviciile care le așteptăm noi sunt doar o mică părticică dintr-un conglomerat întreg și dacă mai facem 10 pași în urmă, putem să facem comparație cu un iceberg, da? Care 90% din care nu se vede și mai adăugăm aici infrastructură de centre de date, da? Acele încăperi speciale care au sisteme de antiincendiu, sisteme de protecție a securității fizice, sisteme de comunicare, asigurare cu energie electrică și așa mai departe. Deci, iată, ceea ce se vede din exterior sunt acele servicii electronice, dar toată această complexitate se află în spatele scenei, da? Deci ea pentru utilizatorul de rând nu este invizibilă. Și anume, sarcina asta ne-am luat-o noi la Agenția de Guvernare Electronică să creăm acea masă critică de componente de guvernare care ar permite dezvoltarea facilă de servicii electronice de către alte sectoare, de către sectorul de sănătate, de către sectorul financiar-bancar, de către sectorul de educație și social și așa mai departe. Da? Deci toate aceste constituente care noi le-am făcut, ele corespund la cele principii de care eu v-am spus și ajută la elaborarea acestor e-serviciu care să fie e-servicii de tip 2.0, da? E-servicii moderne pentru secolul 21. Deci avem și careva rezultate, da? Vreau să vă arăt aici doar câteva clasamente internaționale unde suntem noi, da? Deci indexul dezvoltării guvernării Moldova se află pe locul 66 din 193, deci suntem practic în prima treime, să zic așa. Este loc și de mai bine și eu sper că această infrastructură la care noi am lucrat și fiecare din webinarele ulterioare, prezentările ulterioare, se va opri mai detaliat asupra unei din aceste module. Vedeți pe partea de date deschise, de la locul 46 în 2014 am ajuns la locul 22 în 2020, iar la capitolul deschiderea datelor despre companii suntem chiar pe locul 1 momentan. Și astfel cum v-am menționat, fiecare webinar va avea sub lupă un anumit produs de e-guvernare. Îi pasez acum microfonul colegului meu, Artur Reboi, care o să vă vorbească despre modulul de identitate digitală, ce este identitatea digitală, la ce o folosim, este securizată sau nu și așa mai departe. Artur, ai microfonul. Bună ziua! Sunt auzit? Da, Artur, te rog. Artur, acum noi te auzim? Da. Încerc să pornesc prezentarea și nu vreau să scuzați. Da, suntem live. Asta sunt condițiile. Da, imediat. Așa. După cum v-a spus Vlad anterior, noi pe parcursul la campania asta de 10 ani de informare despre e-guvernare, deci vom discuta despre diferite aspecte ale e-guvernării și despre servicii de platformă. Astăzi voi face o mică introducere în ceea ce înseamnă identitate și semnătură electronică. Și cum o puteți utiliza chiar începând cu, adică o puteți utiliza imediat
și deja, de fapt, de mai mulți ani în avantajul dumneavoastră ca persoane fizice, dar și ca persoane juridice. Deci, o mică introducere în definiție. Ce înseamnă identitate electronică? Este instrumentul de identificare a unei persoane în spațiu electronic. Și ca definiție, deci identitatea electronică poate fi folosită pentru autentificare, adică pentru a ne demonstra sau aproba identitatea electronică în spațiu virtual, dar și pentru semnătură electronică. Deci autentificarea este probarea identității și se face pe bază semnăturii electronice sau altor instrumente alternative pe care noi le-am implementat în serviciul guvernamental de autentificare și control accesului denumit AMPAS, despre care voi arăta un pic mai târziu. Deci, identitatea electronică, pe lângă schimbul de date și alte infrastructuri, este unul din pilonii de bază, importanța în implementarea e-guvernării în orice țară. Semnatura electronică, în schimb, este un instrument utilizat în procesul de schimb de informații și indică univoc la autorul sau identitatea autorilor sau cosemnătarilor unui document electronic. Deci, când un document electronic este semnat cu semnătură electronică, noi putem demonstra că documentul nu a fost modificat după semnare și totodată putem, deci persoanele care au semnat acest document nu pot cumva să spună că nu ei au semnat acest document. Acest termen se numește non-repudiere. Aceasta ne permite, de fapt, ca documentele electronice să poată fi folosite ca și documentele pe hârtie. Cu alte cuvinte, documentele pe hârtie sunt luate ca sursă corectă juridic vorbind, din cauza că sunt semnate holograf și din cauza că după semnarea acestor documente, documentele vizual nu au suferit careva modificări. În schimb, în varianta electronică, noi putem verifica că nu au suferit modificări în format electronic, nu vizual. Deci, cum arată o semnătură electronică? Toată lumea știe cum arată o semnătură holografă. Deci, semnătura holografă este acea semnătură pe care noi o facem cu pixul, aplicând anumite informații grafică pe hârtie, așa cum ne-am deprins noi am fost învățați, să zic așa, să ne lăsăm semnătura. Dar în format electronic aceasta nu poate fi reprodusă și nu arată la fel. În format electronic, de fapt, semnătura electronică a unei persoane este, de fapt, demonstrația că persoana a văzut acel document, l-a citit, dacă doriți, și în procesul de semnare a folosit secretul cheii sale private, adică secretul semnăturii sale electronice, pentru a confirma faptul că este de acord, aprobă sau a văzut cumva acest document. Deci, cu alte cuvinte, semnătura electronică nu este o amprentă fizică sau o prezență fizică a persoanei cumva care a realizat semnătura. Dar este o combinație de informații care ne convinge că persoana dată a văzut documentul în format electronic și a folosit cheia sa privată pentru a dovedi acest fapt. Care sunt proprietățile semnăturii electronice? Semnăturile electronice se bazează pe mecanisme criptografice. Deci criptografia este o știință aparte a matematicii care se ocupă cu studierea secretului unei informații, combinării mai multor secrete pentru a demonstra anumite proprietăți. De exemplu, semnăturile noastre electronice eliberate în Republica Moldova se bazează pe criptografia asimetrică, ceea ce presupune că noi avem în posesie o cheie privată
iar semnătura noastră electronică include cheia publică. Combinația dintre aceste chei publică și privată și, de fapt, ne garantează matematic faptul că persoana care deține cheia privată doar putea să efectueze așa o semnătură. Deci, aceste mecanisme criptografice oferă un nivel înalt de securitate pentru că, de fapt, se bazează pe teorii matematice demonstrate în timp. Și, apropo, aceste teorii sunt periodic testate, algoritmii folosiți se evaluează periodic și în caz de necesitate, adică în caz de apariția unor puteri de calcul mai puternice care ar putea măcar un pic să mărească riscul de contrafacere a unei semnături electronice, algoritmii sunt schimbați. Și asta deci, se întâmplă și în Republica Moldova și, de fapt, din această cauză și certificatele eliberate pentru semnătură electronică nu au termen de valabilitate infinit, dar au un termen rezonabil de valabilitate la eliberare, astfel încât, după expirarea acestui termen, să fim siguri că toată lumea își schimbă cheița, își schimbă cheia privată și eventual și algoritmul utilizat pentru semnare. Deci, conform legislației și având în vedere toate procedurile legale și tehnice puse și organizatorice puse în spate, deci semnătura electronică produce aceleași efecte juridice ca și semnătura olografă. Și asta este reglementat prin legea 91 din 2014. Dar o altă proprietate importantă a semnăturii electronice este că ea include marca temporală. Ce înseamnă marca temporală? Deci, pe lângă semnătură, în variantă electronică, acolo este inclus și momentul semnării, adică secunda, ora și data semnăturii. Aceasta îi face, de fapt, ca semnătura în format electronic să fie mult mai sigură decât semnătura pe hârtie, pentru că semnătura pe hârtie nu se cunoaște când a fost, de fapt, aplicată în realitate pe hârtie. În Republica Moldova, mecanisme de semnătură electronică au fost disponibile din 2006 și arătau așa ca niște cartele specializate cu un chip care se vede aici de imagine și era nevoie de cititor. Evident că este o problemă în purtarea acestui cititor, cartele și de regulă se uită sau una sau alta pentru, mai ales când se folosește rar. În 2011, Centrul Telecomunicații Speciale, pe atunci denumirea veche a Serviciei Tehnologiei Informaționale și Securitate Cibernetică, a introdus un nou mecanism tehnic de semnătură. De fapt, acel chip pe care îl vedeți în cartela din modelului 2006 a ajuns într-un stick USB și, de fapt, arată exact la fel și lucrează exact la fel ca chipul din modelul 2006. Dar avantajul este că nu mai avem nevoie de cititor, pentru că calculatoarele moderne au USB porturi și aceste stick-uri pot fi folosite direct fără cititor. În colaborare cu operatorii telefoniei mobilă, Agenția de Guvernare Electronică, STISC și Molcel și Orange pe atunci, am lansat semnătura mobilă în septembrie 2012 și asta a fost făcut pentru a dinamiza utilizarea, deci și a simplifica pentru un anumit grup de utilizatori utilizarea semnăturii electronice. Acel chip, de fapt, care este pe stick și acel mecanism criptografic din interiorul acelui stick a ajuns în cartela SIM a telefonilor noastre, inclusiv în capacitatea asta de a semna și de a păstra secretul cheii private, este posibil și în nano-SIM-uri, adică cele mai mici SIM-uri disponibile pe piață.
Iar din mai 2014, Agenția Servicii Publice, pe atunci Registru, a introdus în circulație buletinele electronice. Deci, buletinele electronice tot au interior un chip, dar este fără contact. Deci, toate aceste mecanisme de semnătură electronică, de fapt, evoluează în timp și nu se exclude că pe viitor vor apărea și altele sau vor dispărea din uz cele care sunt deja prezente. Și în acest context, în perioada anilor 2012-2013, agenția a venit cu ideea de a implementa servicii de platformă reutilizabile care să înglobeze aceste mecanisme și să ascundă, de fapt, diferența între instrumentele astea de autentificare sau semnătură electronică. Deci, începând cu 2012, când a fost lansat versiunea 1, de fapt, a serviciului M-Pass, exista posibilitatea de autentificare cu semnătura de la STISC și semnătura mobilă, iar în prezent M-Pass oferă, este integrat, de fapt, și cu buletinul electronic, dar din aprilie 2019 noi am mai implementat încă o modalitate de autentificare care se numește autentificare în doi pași, care constă din utilizarea unei parole și unui cod de verificare. Tehnic vorbind, se numește time, deci este un cod generat pe baza timpului prezent. Asta astfel încât, de fapt, utilizatorii de semnătura mobilă să poată să se autentifice fără a folosi tranzacții de semnare mobilă în serviciile electronice. În prezent sunt integrate peste 91 de sisteme publice și private cu serviciu M-Pass și statistica anului curent arată peste 200.000 de autentificări pe lună diferit în aceste servicii. Un alt serviciu, de fapt, destul de important pentru a oferi mecanism de aplicare și verificare a semnăturilor electronice este M-Sign, serviciu guvernamental de semnătură electronică, care la fel include toate tipurile de semnătură electronică, inclusiv buletinul electronic și semnătura mobilă. În M-Sign, în prezent, sunt integrate peste 76 de sisteme publice și private și avem circa 1,5 milioane de semnături aplicate pe lună cu succes. Deci, de fapt, o parte din prezentarea mea este, scopul a fost să fie un mic demo și o să vă arăt două scenarii de utilizare a M-Pass și M-Sign. Primul este cum ne demonstrăm noi identitatea electronică în fața unui serviciu electronic. De exemplu, pentru aceasta exemplific pe portalul serviciilor fiscale electronice. Din moment ce vreau să mă autentific, adică vreau să demonstrez cine sunt, am posibilitatea de autentificare prin M-Pass și când apăs autentificare prin M-Pass sunt redirectat la serviciul de autentificare și control accesului M-Pass. Aici pot să selectez deci una din modalități de autentificare, semnătura mobilă, semnătura electronică de la STISC, buletinul de identitate electronic și acea autentificare în doi pași de care v-am vorbit anterior. Eu vă selecta semnătura de la STISC și după introducerea unui PIN sunt redirecționat înapoi la serviciile fiscale cu numele și prenumele meu, fiind autentificat ca persoană fizică. Din acest moment, portalul serviciilor fiscale cunoaște, de fapt, cine este prezent pe partea cealaltă a internetului, să spunem așa, și eu pot să accesez servicii electronice fiscale ca persoană fizică din numele meu, inclusiv pot să ne accesez datele personale sau să completez anumite formulare. Cum folosim serviciul M-Sign? Un mic exemplu. Deci eu am pregătit și asta. Deci acest exemplu poate fi realizat de oricine care are o semnătură electronică disponibilă la el. Deci aici am pregătit o exemplu de cerere de
lucru de la domiciliu, dar asta putea să fie un contract, oricare alt document în formă liberă, vedeți, eu în Microsoft Word pot să scriu aici, evident, orice fel de document. Și ca să-l semnez, de fapt, când îl, în forma finală, înainte de, de a-l semna, îl voi exporta în format PDF. Acest document și să-l vezi undeva unde doresc. De ce format PDF? PDF se descifrează ca Portable Document Format. De fapt, e același document în format PDF, arată exact ca Word-ul, ca documentul din Microsoft Word. De fapt, în semnături electronice mondiale, adică nu este cumva o limitare, spunem așa, inventată de noi în Republica Moldova, dar documentele semnate electronice, de obicei, scopul lor este, în primul rând, să nu fie modificate, adică scopul lor este să fie păstrate pe termen lung, pentru ce se semnează aceste documente, pe de o parte, pe de altă parte, scopul acestor documente este să fie posibil să le arhivezi și să le deschizi inclusiv peste 5 sau 10 sau chiar și în anumite circunstanțe și 70 de ani în viitor, conform legislației anumitor sectoare. Dar un document Word în format DOC sau DOCX sau oricare alt editor de documente, nu contează producătorul acestuia, noi nu avem garanție că acel document în format electronic noi îl vom putea deschide peste câțiva zeci de ani. De asta se folosește deci formatul PDF în majoritatea cazurilor în interacțiunea cu documente semnate electronic. Deci avem documentul ăsta în format PDF, deschidem SignGov Media și am aici două opțiuni foarte mari și simplu de utilizat. Pot să semnez un document electronic sau să verific. În moment ce apăs semnare, pot să selectez acea cerere de muncă la distanță care vreau să demonstrez că o semnez și din moment ce apăs semnez documentul, îmi apar aceleși posibilități de selecta modalitatea de semnare. Voi selecta la fel semnătura de la stisc. Am aici posibilitatea opțională, dacă doresc, să pun în acest document un sigiliu care, spunem așa, nu arată faptul că eu am semnat, dar arată locul, spunem așa, marchează locul în care eu aș vrea să confirm că semnez. Aici introduc PIN-ul. Și obțin documentul semnat. La fel, deci dacă deschidem documentul în oricare vizualizator, se observă aici că este documentul semnat, dar de fapt, o să vă vorbesc un pic mai încolo, imaginea respectivă din acest document nu înseamnă că eu am semnat documentul. De fapt, pentru a verifica documentul, este nevoie de a intra pe MSignGov, da? De a încărca acest document în varianta semnată și de a apăsa verificare document pentru a vizualiza rezultatul verificării care arată în felul următor. Dacă un document electronic este semnat de mai multe persoane și asta este posibil pentru documentele PDF, aici veți vedea o listă de semnatari. Inclusiv va fi inclusă ora semnaturii și dacă semnatura este validă. Tehnic vorbind, noi nu avem limitări câți semnatari pot să fie la un câți semnături pot să fie aplicate peste un document PDF. Astfel, de fapt, dumneavoastră puteți să aveți, nu știu, de exemplu, ședință acționarilor la o companie sau un contract semnat de mai multe persoane. Deci nu avem o limitare că o persoană, două, trei sau cinci persoane doar pot să semneze un document. Pot să semneze un document mai multe persoane în ordinea în care doresc ei și rezultatul verificării va include toți semnatarii care au semnat acest document.
Am vrut să aduc anumite informații adiționale referitor la anumite neînțelegeri sau erori în utilizarea semnăturilor electronice. Deci, la moment, certificatele liberate pentru semnătură electronică sunt valabile pentru 2 ani. Asta ce înseamnă? Din momentul în care ați solicitat și ați obținut un certificat electronic, puteți semnați timp de 2 ani. Dar semnăturile electronice aplicate cu certificatele dumneavoastră, folosind semnătura dumneavoastră electronică, nu expiră peste 2 ani, deoarece peste documentele electronice semnate dumneavoastră se mai aplică și marca temporală. Semnăturile electronice pot fi validate, cu alte cuvinte, și după expirarea certificatelor celor care au semnat. Toate copiile unui document electronic, conform legislației, se consideră originale. Noi când discutăm despre documente electronice, ca fișiere, deci documente care sunt păstrate în original undeva pe calculator. Deci nu mai are sens să discutăm despre faptul că un document a fost semnat în 3 originale și a fost dat la 4 persoane sau 2 persoane sau nu contează câte. De fapt, orice copie a unui document electronic este original pentru că este 100% identic cu fișierul pe care de fapt s-a aplicat semnătura. O altă chestie importantă este faptul că când o persoană semnează un document electronic, de fapt persoana semnează întregul document electronic și nu semnează pagina sau locul care l-a marcat cu semnătura electronică. Deci nu este necesar în varianta electronică să semnăm un document electronic pe fiecare pagină. Semnarea documentului electronic presupune semnarea încorporării acestuia. Deci, documentul semnat electronic, pe de altă parte, tipărit la imprimantă, nu mai poate fi considerat semnat electronic. Adică dacă vedeți o foaie de hârtie pe care scrie, deci pe care scrie că este semnat electronic de anumită persoană, acea foaie de hârtie este, dacă vreți, un fel de extras, un fel de oglindire probabil a unui document electronic, poate semnat electronic, dar poate nu. Deci, semnătura electronică este valabilă doar în varianta electronică. Deci, ca să verificăm semnătura electronică, noi trebuie să avem fișierul original care a fost semnat de persoanele în format electronic. La fel și evident, de fapt, dacă noi scanăm un document semnat holograf, noi nu mai putem să spunem că acest document este cumva semnat electronic sau neelectronic, pentru că el a fost, de fapt, doar semnat holograf. Și totodată prezența sau absența, de fapt, a sigilului în documentul electronic nu înseamnă că este că documentul este semnat electronic. Ca să verificați validitatea semnăturii unui document electronic, încărcați acest document în M-Sign. M-Sign vă face toate verificările de rigoare, în sensul că va verifica marca temporală, va verifica faptul că persoana care a semnat, când a semnat, a avut certificatul electronic eliberat și prezent la sine. Nu a fost cumva semnătura electronică declarată de către persoană ca pierdută sau ca comunicată că a fost comunicat cumva cuiva PIN-ul și deci nu a semnat ea. Deci toate aceste verificări au loc în spate la serviciul guvernamental M-Sign și dacă M-Sign vă spune că semnătura este validă, atunci persoana care a semnat documentul la fel va trebui să confirme că într-adevăr ea a semnat. Dacă M-Sign spune că semnătura nu este validă, asta înseamnă că fie documentul nu a fost semnat de persoana care se așteaptă a semnat sau documentul a fost modificat din greșeală sau din rea intenție după semnătură. Deci, cam asta am vrut să vă prezint. Deci, o mică parte practică și o teorie, spunem așa, ca să ridicăm nivelul de cunoștință și de utilizare a semnăturilor electronice. Mulțumesc! Mulțumesc mult, Artur!
Va continua probabil Vlad, da? Da, mulțumesc, Tatiana. Stimați colegi, aș vrea acum să vă prezint de fapt pentru ce avem nevoie și la ce folosim noi aceste instrumente de e-guvernare. Da? Cum vă spuneam, că până la urmă toate aceste infrastructuri care s-ar putea să vă pară că ele sunt foarte tehnologizate, ele sunt folosite pentru prestarea serviciilor publice mai prietenoase, mai simple, mai ușor de folosit. De ce vrem să modernizăm serviciile publice? Da? Ce înseamnă acest lucru? Când spunem de modernizare serviciilor publice, ne referim la îmbunătățirea accesului la serviciile guvernamentale. Și din acest motiv nu vorbim doar de e-servicii ca și canale exclusive. Eu știu, sigur că ne dorim ca toată lumea să folosească e-serviciile pentru că ele sunt mai comode, ele sunt mai ușor de folosit, ele sunt mai ieftine, dar ne dăm seama că nu toată lumea este pregătită să adopte acest canal instant, da? Deci este nevoie de o curbă de învățare. Chiar și țările care sunt campioane la acest capitol, la fel au avut nevoie de un parcurs destul de lung pentru a spori numărul de accesări și rata de adopție a instrumentelor de guvernare electronică. În același timp, când vorbim de modernizare serviciilor publice, ne referim și la partea de eficiență, la reducerea numărului de documente primare pentru obținerea serviciilor, la reducerea duratei de prestare serviciilor ca urmare a optimizării proceselor din spatele acestora. Și implicit, dacă îmbunătățim accesul și eficiența, va crește și calitatea și satisfacția beneficiarilor de calitatea prestării serviciilor. Deci cam acestea sunt aspectele de care ne ghidăm în ceea ce ține modernizarea serviciilor publice. Sigur că modernizarea n-am început-o noi, n-am inventat-o noi în 2010 sau 2017. Modernizarea e un proces continuu care se întâmplă tot timpul, doar că uneori pașii aceștia modernizării nu sunt aceia care ne-i dorim și uneori modernizarea tradițională arată cam în felul următor, când facem niște îmbunătățiri de fațadă, da, ca serviciile noastre să arate frumos, dar de fapt când încercăm să le accesăm ne ciocnim de o realitate care arată diferit decât acea fațadă care ne-am propus-o. De asta, prin reforma asta de modernizare, noi ne-am propus în primul rând reinginerie serviciilor publice, da? Și când vorbim de reinginerie, avem în vedere o regândire fundamentală și un redesign, remodelare radicală a proceselor. Da? Deci nu vorbim de îmbunătățiri cosmetice, dar îmbunătățiri majore și care, drept urmare, vor spori și indicatorii de cost, calitate și rapiditate a prestării. Ne-am setat și niște principii de reinginerie. În primul rând, vedeți aici orientarea pe cetățean. De multe ori, în procesul de modernizare a serviciilor, instituțiile uită pentru cine fac modernizarea asta, da? Și deseori au tendința cumva justificată, să spun eu, de a-și face și lor lucru mai simplu. Ce avem noi în vedere când vorbim de orientare pe cetățean? Avem în vedere lucruri cum ar fi prestarea implicită, da? Deci sunt servicii care noi știm că cetățeanul trebuie să beneficieze. De exemplu, alocația la nașterea copilului. Noi știm că statul știe că s-a născut copilul, știe că părinții au dreptul la acea alocație, ar putea pur și simplu să le acorde sau cel puțin să-i notifice, să le spună că ei pot beneficia și doar să confirme rechizitele bancare unde să le fie transferată. La fel cu pensia, da? Noi deja avem toate datele ca să spunem când o persoană îndeplinește condițiile de pensionare sau noi știm când unei persoane expiră actele de identitate și am putea să-l notificăm și să-l întrebăm dacă vrea prelungirea lor și atunci doar să fie bun să achite taxa respectivă și să-l recepționeze. Asta înseamnă prestare implicită și proactivitate. Încrederea în cetățean este iar un aspect pe care punem accent. De multe ori, probabil în virtutea unor circumstanțe istorice, prestatorii de servicii preferă să solicite foarte multe acte pentru a aproba anumite condiții de eligibilitate. Noi credem că de multe ori aceste condiții sunt excesive și ele pot fi înlocuite prin acele declarații pe proprie răspundere, da? Unde cetățeanul declară că el corespunde anumitor criterii și este posibil de anumite consecințe legale în cazul în care această declarație este falsă.
strategie omnicanal, deja am atins acest subiect. Deci noi ne propunem să oferim canale diferite pentru diferite preferințe. Da, cine vrea merge la ghișei, cine vrea merge la un ghișeu unic, online, centru de apel, chioscuri și așa mai departe. Și libertatea de a alege aceste canale preferate, precum și interacțiunea dintre aceste canale. Pentru că acum, chiar dacă avem uneori canale multiple pentru un serviciu, ne dăm seama că, de fapt, în spate sunt echipe diferite care prestează serviciu în mod online și în mod offline. Și atunci, dacă eu am depus online, dar pe urmă vreau să schimb termenul, îmi dau seama că nu mai pot, pentru că nu este prevăzută așa opțiune. Da? Strategia asta omnicanal presupune și că toate canalele între ele sunt integrate și pot comunica și eu pot să schimb canalul preferat dacă s-au schimbat circumstanțele mele. Simplificare și standardizare, da, e iarăși un aspect important. Ceea ce facem noi prin aceste mecanisme pe care vi le prezentat și Artur, este să standardizăm modalitatea în care se fac anumite operațiuni, da? Deci autentificarea tot timpul are loc într-un singur mod. Odată autentificat, cetățeanul are acea interfață familiară, este cunoscută operațiunea și data viitoare când va vedea un ecran de identificare, nu o să-l sperie, sau ecranul de semnare digitală, sau ecranul de plăți electronice. Da? La fel, formularele electronice. Dacă acum o să mergem la 3-4 prestatori de servicii, o să vedem că fiecare din ele are un alt fel de formular care se completează un pic diferit. Și atunci asta creează confuzie, creează disconfortul acela. Ceea ce noi ne propunem odată cu modernizarea este și să standardizăm toate aceste formulare, astfel încât interfețele astea să fie recunoscibile, omul să recunoască și să știe cum să le folosească mai ușor. Număr minim de acte, deja am pomenit de lucrul ăsta, cu platforma de interoperabilitate, mecanismele de schimb de date, considerăm că nu este nevoie să folosim cetățeanul pe post de curier și este obligația mai degrabă a instituțiilor să verifice în spatele scenei condițiile de eligibilitate unde lucrul ăsta este posibil. Sigur, nu tot timpul lucrul ăsta este posibil, pentru că unele condiții de eligibilitate se verifică cu surse de date care nu aparțin statului și în cazul ăsta este posibil ca în anumite scenarii să fie prezentate și alte documente, dar totuși reducerea la maxim a numărului de acte necesare. Și nu în ultimul rând, cum am spus, guvernarea electronică fără utilizarea soluțiilor TIC nu este o guvernare electronică până la capăt, da? Deci putem atinge eficiența și fără instrumente TIC, dar eficiența maximă și o atingem doar cu automatizarea. Aici am așa, nu știu, un ecran sumativ, să zic, care sunt etapele modernizării serviciilor publice, da? Și iată, vedeți, până la reinginerie, de care am discutat puțin, avem o etapă de raționalizare. Cel mai bun serviciu este un serviciu de care nu ai nevoie, care e inexistent, da? Deci o treime din serviciile pe care noi le-am inventariat și am identificat aproape 700 de servicii, o treime dintre ele sunt servicii confirmative, care eliberează un act care confirmă o stare sau o situație la un moment dat dintr-un registru de stat. Toate aceste servicii trebuie să fie eliminate, pentru că cei care au nevoie de datele astea, inclusiv sectorul privat, le pot obține direct de la sursă și sunt mai credibile pentru că sunt informații în timp real. De exemplu, acel certificat de lipsa datoriilor la buget, el este valabil doar la momentul eliberării. În minutul imediat următor sau peste o zi, eu deja pot să am datorii la bugetul de stat sau eu pot să am puncte de penalizare sau eu pot să am alte fapte, adică sau extrasele cele din registrul bunurilor imobile. În moment ce eu l-am luat a doua zi vând imobilul și extrasul cel nu mai este valid. Deci asta este parte de raționalizare. În plus, serviciile noastre sunt fragmentate pentru că ele au fost începute a fi prestate luându-se prin prisma organigramei instituțiilor. Da? Deci dacă un serviciu era prestat de un departament, dacă era un pas care trebuia prestat de alt departament, atunci pasul acela era prestat ca un serviciu distinct, pentru că nu exista o conlucrare interdepartamentală. Cu atât mai mult nu există conlucrare sau există foarte puțină conlucrare interinstituțională. De asta noi ne-am propus să și consolidăm unele servicii în acele scenarii de viață, evenimente de viață, unde unim
serviciile mai multor prestatori în unul. V-am dat exemplu cu înregistrarea nașterii, da? Unde odată cu evenimentul biologic de înregistrare a nașterii, da? Poate avea loc înregistrarea în registrul populației, sistemele de stare civilă, dar și la CNAS pentru primirea indemnizațiilor și alocațiilor respective. Dar și, de ce nu, imediat la grădiniță, la locul de trai, astfel încât municipalitatea să știe, să-și poată modela capacitatea de care va avea nevoie atunci când copilul va împlini vârsta de instituționalizare, de grădiniță sau de școală. Deci asta e partea de raționalizare, da? Tot ca parte a raționalizării este simplificarea generală a cadrului normativ. De multe ori, cadrul normativ este foarte prescriptiv și limitativ, adică ea prescrie doar apropierea și depunerea cererii la, să zicem, nu știu, funcționarul de stare civilă. Și atunci ești obligat să mergi la stare civilă, chiar dacă cererea asta poate fi depusă ori prin alte canale, dar legea prescrie așa. Sau se prescrie vizite fizice. Da? Deci încercăm prin acest exercițiu de raționalizare să eliminăm și aceste rudimente, inclusiv partea de ștampile, necesitatea aplicării ștampilelor, care în mare deja a fost eliminată. Deci și doar după această parte de raționalizare ne apucăm de reinginerie, pentru că altfel, vă spun, o treime din servicii ar trebui eliminate și noi am consumat timp reinginerindu-le, am consumat bani digitizându-le și prestându-le, pe când putem să le simplificăm din start și să facem economii la scară largă, atât pe partea instituțiilor statului, cât și pe partea cetățenilor. Și doar după ce serviciile au trecut prin aceste două etape de raționalizare, de inginerie, trecem la etapa de digitizare, de propriu-zis de automatizare a acestor procese. Da? După care merge prestarea lor prin diversele canale de care v-am vorbit. Și această etapă de prestare este, dacă vedeți acolo, este într-un ciclu. Da? Deci prestarea asta tot timpul se îmbunătățește, dar deja îmbunătățirile sunt incrementale, sunt îmbunătățiri câte un pic, pentru că deja la etapa de reinginerie noi am făcut acel salt calitativ. Între timp sunt niște procese care le vedeți pe orizontală, procese care transcend aceste etape, parte de coordonare, deci noi vrem să dăm acestei reforme o consistență, da? Să nu o facem sporadic, adică cine vrea face, cine vrea nu face, și atunci avem o calitate foarte diversă a serviciilor publice. Sunt unele servicii bune, sunt servicii foarte proaste. Da? Deci vrem să asigurăm că toată lumea urmează aceleași reguli de joc. Agenția de Guvernare Electronică a elaborat și o metodologie de reinginerie a serviciilor publice care prescrie pe pași cum ar trebui să se întâmple reingineria, fără a fi foarte prescriptivă, adică lăsând discreția și libertatea pentru prestatori și consultanții angajați de acestea să facă ajustări cum consideră necesare. La fel am făcut, dacă ținem de partea de instruire, am făcut un curs online care va fi pus la dispoziția autorităților, unde ei pot să înțeleagă cum la modul practic să facă reingineria, da? Parte de comunicare care explică de ce acest lucru este necesar, care demistifică acele frici, că ce o să se întâmple dacă facem digitizare, o să-mi pierd postul, n-o să mai am ce face, o să mai dea șef afară sau șeful însă și o să rămână fără lucru, da? Deci încercăm prin comunicare să eliminăm și fricile astea și rezistența, care de cele mai multe ori rezistența la schimbare este cel mai mare impediment. Nu sunt complexitățile de ordin tehnologic sau legislativ sau de altele. Și în același timp avem partea de monitorizare și control, da? Tot timpul o să monitorizăm. Și iată, ca un punct de pornire avem, v-am spus, acel nomenclator al serviciilor publice, unde am identificat aproape 700 de servicii. Deci ăsta va fi punctul nostru de pornire, față de care vom urmări calitatea și modul de prestare a serviciilor publice și ne vom asigura că nu avem outliers, nu avem excepții care ies din parametrii de calitate. Da? Deci cam asta este tabloul general a modernizării serviciilor publice. Acum, în modul practic, noi deja am trecut partea de reinginerie pentru trei servicii. Asta este alocarea ajutorului de șomaj, determinarea gradului de dizabilitate și eliberarea permisului de conducere. Aceste servicii sunt în etapa de digitizare și sperăm că până anul viitor ele deja vor fi disponibile, așa cum am spus, prin canale multiple,
pentru toți cetățenii. Serviciile de la 4 la 11 și așa mai departe sunt momentan în proces de reinginerie, adică noi le remodelăm în prezent. Avem aici practic toate serviciile aferente înregistrării actelor de stare civilă și a evenimentelor de stare civilă, naștere, căsătorie, divorț, deces, schimbare de nume și așa mai departe. La fel, avem tot ce ține de înregistrarea unităților de drept, inclusiv a persoanelor juridice, a întreprinzătorilor individuale, organizațiilor necomerciale, a gospodăriilor țărănești, dar și modificările introduse la aceste acte de constituire. Pentru că, momentan, toate aceste tipuri de unități de drept se înregistrează într-un mod diferit, paradoxal, da? Pentru că istoric au fost diferite entități care făceau aceste înregistrări. Noi considerăm că ele ar trebui să aibă un parcurs foarte similar, doar în dependență de tipul lor să aibă diferite documente de care să fie nevoie. La fel, am inclus în această listă de servicii pentru inginerie un focus special pentru categoriile vulnerabile de cetățeni. Da? Deci, practic, avem toate serviciile prestate de Casa Națională de Asigurări Sociale. În total, peste 85 de servicii publice în proces de modernizare. Deci, avem un volum foarte mare de lucru care îl avem la moment și respectiv și schimbările care ne așteaptă vor fi majore și suntem noi îngrezuți pozitive. Deci cam asta eu am avut să vă spun. Tatiana, back to you. Mulțumesc frumos, Vlad, închidem ecranul, probabil, da. Mulțumesc tare mult, colegii. Vă reamintesc, dragi prieteni, a fost Vlad Manuel, șef direcției servicii și platforme, și Artur Reboi, arhitect sisteme informaționale, șef al secției de analiză și proiectare din cadrul Agenției de Guvernare Electronică. Vă mulțumim foarte mult, sperăm că aceste informații atât pentru sectorul public, pentru Suntem în direct? Da, a fost o mică pană de conexiune, ne cerem scuze, nicio problemă. Deci, spuneam că această temă este foarte importantă și în contextul situației actuale de pandemie, care ne impune și niște reguli, putem interacționa la distanță cu statul și folosi aceste servicii electronice. Dragi privitori, vă mulțumim și dumneavoastră pentru atenție, pentru comentariile și întrebările care au fost adresate pe parcursul acestei ediții. Este prima din seria pe care am lansat-o, deci pentru următoarele 10 săptămâni. Vă dăm întâlnire și săptămâna viitoare, pe data de 20 octombrie, la un nou live cu Agenția de Guvernare Electronică. Vă mulțumim foarte mult pentru atenție și ne auzim săptămâna viitoare la ora 10:00.